2, 2 ori G, picioarele, numărul de picioare, numărul picioarelor, găinilor. Iar 4 ori I, numărul picioarelor, iepurilor. Și atunci, numărul de picioare de la găini, numărul de picioare la iepuri e egal cu 22. Iată relația făcută. Aici, până mai destul de simpatică. Deci 2G plus 4I egal cu 22. Și fiind clasa 7-a, 8-a, el știe că dacă o egalitate se împarte, ambii membri prin același număr, egalitatea se păstrează. Sau mulțim, sau împărțim cu un număr, egalitatea se păstrează. Și atunci, ea devine echivalent acest sistem, adică ambele relații trebuie privite simultan. Găine plus iepuri egal cu 20, cu 10, pardon, cu 10. Iar prin împărțirea la 2, găină plus 2i, deci numărul picioarelor de la găini plus, nu, aici s-a simplificat prin 2, numărul de picioarelor se înjumătățește peste tot. E parcă ai surprinde găina într-un picior și iepurile în două, prin simplificarea asta. Și atunci numărul picioarelor este 11. 22 împărțim la 2, deci împărțim la 2. Da, în sus, mă, e foarte interesant. Deci ca și cum aș surprinde găina într-un singur picior. Și când găina stă într-un singur picior, capul și cu picioarele înseamnă același număr. Un cap, găina și un singur picior. Iepurii, dacă stau în două picioare, sigur numărul lor va fi numai cu 2 față de capete. Fiecare, nu, iepurii sunt în două picioare. Și atunci cum spune ce? Și diferența asta, iată că aici pot să spun G, deci aici mai poate spune G, găini plus 2 iepuri, 2 I, înseamnă I plus I, să facă 11. Dar găini plus I fac 10, le de sus, și atunci rezultă că 10 plus I, nu? Apare de aici că 10 plus I este egal cu 11. De unde I e egal cu 1. Deci un singur iepure. Un singur iepure și 9 găini. Da? Și G va fi egal cu 9. Dragii mei, rezolvarea asta de acum este o problemă de algebră, să zic, nu? Am rezolvat algebrii. Și nu odată am auzit spunând, să spunem, părinții acasă, spuneau, zice, încă din clasa 1-a, 2-a, zice, sunt probleme de acestea cu ecuații. Pentru că el își mai amintește din școală și repede problema aceea o pune într-o ecuație și, de fapt, sunt probleme destul de simpluțe, de aritmetică, trebuie să ne înțelegem, de aritmetică, dar el, neștiind să o facă aritmetic, fuge și aranjează sistemul, îi dă lui acolo și dă rezultatul și părinții, unii, mă rog, cu un pic de o plecare spre matematică și mai amintesc o serie de lucruri. Și atunci intră în conflict cu învățătoarea, pentru că se duce cu Gigi la școală și spune răspunsul e corect, dar eu am făcut-o mama sau tata acasă și eu am făcut-o în felul acesta printr-un sistem. Că dacă ar fi avut destulă experiență, ar fi făcut problema cu picioare și iepuri în felul acesta, nu? Sau ar fi surprins momentul vesel din curte când toate găinile stăteau într-un picior și iepuri în două și atunci ar fi fost simplificarea asta și spunea, măi, dacă în total sunt 10 capete și când stau într-un picior găinile și iepuri în două, faptul că sunt mai multe picioare înseamnă că fiecare picior în plus indică câte un iepure, pentru că având două, un cap și cu un picior, gata, e realizată corespondența, dar încă un picior în plus înseamnă un iepure. Dacă ar fi fost 24 aici, probabil că ar fi fost aici 12 și ar fi fost 2 iepuri. Și chestiile acestea, dacă, mă rog, ar fi avut el, dar nu au nici învățătorii, de fapt. În final, e greu să cerem părintelui să facă treaba asta.
Cel mai bine ar fi ca să avem destui învățători de ăștia, destui cu multe inițiative, cu creativitate în ei și să fie în stare să le dezvolte acest spirit de creativitate și elevilor săi, învățătorul respectiv. Dar ce ne facem când marea majoritate a învățătorilor sunt șablonizați cu trei probleme așa, le fac acolo și așa, ăsta e soluția, pac, s-a terminat, la revedere. Nimic nu pricep, absolut nimic. De aceea sunt atâtea drame. Iată cât este de important, domnule ministru, ideea de a avea videomanual. Pentru că un învățător care are darul lui Dumnezeu, să zic așa, și este în stare să facă problema aceasta, așa cum am încercat să o fac eu aici, atunci odată filmată chestia asta, o vede și învățătorul, nu știu care, și o vede și copilul din nu știu ce cătun care are, sau chiar de la oraș, sau în buricul Bucureștiului, să zicem așa, care are un învățător nu cu atâta, să spunem, dar și nu este în stare să facă darul. Vede și părintele acasă problema aceasta. Și atunci, vedeți ce șansă imensă o oferim copiilor în momentul respectiv. Deci videomanualul este șansa cu adevărat a învățământului și eu insist și iar insist. Dacă eu acum fac acest experiment, punând filmele pe YouTube pentru ca să atrag atenția. Din păcate, am reușit să atrag atenția asupra ce înseamnă videomanualul cu lucrări practice în apicultură, mai puțin cu matematica. Am văzut și câteva mesaje a unor copii care spun acolo, oh, ce fain este, ce bine explici, profesore, ce încântat sunt în sfârșit. Dar ce mult mi-aș dori să fie aceasta preluată ca inițiativă a Ministerul Învățământului și ca și profesori care au deschidere și au această dragoste de a se lăsa filmați, sunt învățători și mai departe, să facă acest lucru. Și atunci este o bogăție, o imensă bogăție să ai așa ceva filmat. Așadar, dragilor, această problemă presupune de fapt rezolvarea unor sisteme și în clasa a 8-a, am presia, așa, să fac sisteme de ecuații. N-am, dacă nu se explică cum trebuie, nu pricep deloc ce trebuie să faci, de ce să faci chestia aceea, de ce metoda întâi, metoda a doua, metoda substituții, metoda reducerii, că sunt niște trăsnăi pe care tu ca elev nu înțelegi deloc de ce să faci acele chestiuni. Dacă dintr-o problemă practică s-ar fi venit să rezolvi, să se rezolve sistemul x plus y egal cu 10 și 2x plus 4y egal cu 24, cum am avut acum, nu? În problema asta venit din practică, apoi și încercând să rezolvăm problema aceasta, descoperim și metodele respective și înțelegem de ce metodele acestea trebuie înțelese și făcută. Ce înseamnă de fapt? Hai să vedem, haideți împreună. Dragii mei, aici e vorba de două necunoscute care adunate să facă 10. De fapt, este un predicat binar, cum ar zice mai târziu, P de X, Y, predicatul P de X, Y, care înseamnă X plus Y egal cu 10. Dar trebuie să fixăm acum în ce mulțime lucrează X-ul și Y-ul. Cum e vorba de numărul capetelor, nu pot să spun că am minus 3 capete sau nu, 2 capete și jumătate. Deci trebuie să fixăm că X-ul și Y-ul aparțin numerelor naturale. Deci X-ul și Y-ul. Și asta înseamnă că am indicat foarte bine mulțimile pe care X-ul și Y-ul le poate parcurge. Aici aș putea fixa chiar de la 1 până la 10, nu? De la 0 până la 10. Fiecare poate să fie de la 0 până la 10. În cazul de față. Pe 1. Al doilea predicat pe 2 de X și Y ar însemna așa, că e vorba de 2X sau prin simplificare, nu? Prin simplificare cu 2 înseamnă X plus 2Y este egal cu
12. Ei. Pe noi nu ne interesează toate perechile XY care se verifică și pe asta. Păi, că aici am găsit perechi destule. 1 și 0 și 10, 1 și 9 și mai departe, toate cu putință. Din coace iarăși ar găsi 0 și cât ar vine? 10? Nu. 1 și, mă rog, toate care se pot găsi acolo, nu mai stau acolo cât să le văd. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun următorul lucru, că și aici ar fi destule perechi X și Y care fac 12. 1, 0 și 6. 1 și cât? Nu, 1 nu. 2. 2 și 5. Și așa mai departe. Deci s-ar găsi destule perechi de numere X și Y care se verifice. Dar pe noi ne interesează acele perechi X și Y care verifică și pe prima și pe a doua. Și fiindcă vrem mulțimea de adevăr a unui alt predicat pe 1 de x, y și pe 2 de x, y, atunci spunem că facem felul ăsta. În loc să spunem pe 1 și pe 2, punem sistem, adică punem perechile alea două care fac pe asta fericită, care transformă pe asta propoziția adevărată, să transformi și aceleași și din coace. Și acest lucru îl marcăm în felul acesta. Deci când rezolvăm un sistem, de fapt ne interesează valorile care fac atât primul predicat, propoziția adevărată, cât și pe al doilea predicat. Pe 1 de XY și pe 2 de XY. Deci vedeți, sunt legate prin colectorul și. Și se face un pic de logică matematică în clasa a 5-a, care e logică matematică, nu-i văd logica acolo, câtă vreme nu-i văd rolul ei, câtă vreme nu se insistă de ce și de unde, de ce conectoare aceștia, de ce facem și sau acolo, nu știu ce, nu știu cum. E grav, sunt aruncate acolo ca balast, fără niciun rost. Dacă am venit din practică, din nevoia de a rezolva bunoară, când zicem, să zicem, X ori Y egal cu 0. Cât ori cât fac 0? Păi la mulțire să obții 0 înseamnă doar unul din ei, ăsta sau celălalt o să fie 0. Bineînțeles că și dacă sunt amândoi 0, tot 0 obții. Dar nu e obligatoriu ca amândoi să fie 0. Deci unul asta înseamnă că de aici X este egal cu 0 sau Y egal cu 0. Deci, traducerea acestui lucru se face prin înțelegerea apariției acestui conector. Sau, ce înseamnă el? Deci, vedeți, suntem puși în situația de a vorbi de logică matematică, dar fără să înțelegem legătura cu practica. Așa. Mai am 17 sau 27 de minute, mai văd eu, așa mai vin o dată. Și acum, mă întorc și spun. Mi se dau cele două metode de rezolvare, metoda reduceri și metoda substituții. Așa mi-a dat-o și mie, dacă v-aș dau așa, m-aș speria de mine. Nu, dragilor, iată ce am să fac acum. Deci după ce această chestie o știu din exercițiile făcute anterior, se verifică prin 2 sau scot pe 2 în factor comun aici, atunci acest sistem devine echivalent în sensul că aceleași două valori care o fi ele se păstrează în continuare și în scrierea noului sistem. Și anume, x plus y egal cu 10 și 2 pe lângă x plus 2y, am scos în factor comun, egal cu 24. E, acum să zicem, să verificăm prin 2 și el devine echivalent. X plus y egal cu 10 și x plus 2y este egal cu 12. Și acum, din punct de vedere al valorilor care verificau aici, aceleași două sunt menții și pentru asta de aici. Deci de aceea spun echivalent din punct de vedere al mulțimii de adevăr, adică valorile acelea sunt conservate mai departe. Și a rezolvat pe ăla de la început este cum așa, identic cu a rezolvat pe ăsta de aici. Și acum, în clipa asta,
Dacă aș pune în evidență jos aici pe X plus Y, ar fi foarte ușor, că aș înlocui pe X plus Y cu 10, dar nu este X plus Y, e X plus 2Y. Și de aceea, pe 2Y îl scriu ca fiind Y plus Y și urmează că X plus Y egal cu 10, iar jos X plus Y plus încă un Y egal cu 12. Și acum ăsta de sus înseamnă 10 de aici și înseamnă asta de-a doua devine 10 plus Y, 10 plus Y egal cu 12, eu ne rezultă că Y egal cu 2. Și dacă Y este 2, atunci X-ul va fi X-ul care este necunoscut, pe Y îl pun 2 și prima devine X plus 2 egal cu 10 și rezultă că X-ul egal cu 8. Și spune că am rezolvat sistemul acesta, adică 2 și 8 ar fi fost cele care verificau și pe asta de aici. Da, 2 și 8, 10. Și 2 ori X, 2 ori 8, 16. Și 4 ori 2, 8. 16 cu 8, 24. E corect. Deci, vedeți? S-au păstrat. Acum, stând și reflectând la sistemul ăsta, mă gândesc că ce-ar fi să scădem, practic, ce am făcut aici. Când am scris așa, și am înlocuit aici, e ca și cum aș fi scăzut din ăsta de jos pe ăla de sus. Sau aș fi mulțit cu minus 1 și aș fi adunat jos. Iată să facem așa. Deci, scriu din nou sistemul. X plus Y egal cu 10 și X plus 2Y egal cu 12. Înmulțim pe prima cu minus 1. Dar de ce cu minus 1, dragii mei? Mulțim cu minus 1 pentru ca să apară, toți termenii mulțim cu minus 1 și să apară minus x. Minus x adunat cu x-ul ăsta se vor reduce, ca și cum s-ar fi redus aici. Nu? Le-am pus eu 10 acolo. Ia să vedeți concret. Echivalent cu, ca să ne înțelegem, minus x minus y egal cu minus 10 și pe a doua copiem x plus 2y egal cu 12. Iată cât de elegant se întâmplă. Nu? Tragem linii și le adunăm, zic acolo. Se reduc. Asta e metoda reducere. Da, în sfârșit. Mare minune. Se reduc. 2y minus y face cât aici? 2y minus y face y egal cu 2. Deci y egal cu 2. Iată cum a făcut. Deci în loc să rupe 2y ca fiind y plus y, le scad, din asta scad pe cealaltă, sau mulțesc cu minus 1 și le adun. O zic că din a doua scădem pe prima, și x scăzut x duce, 2y scăzut y face y, 12 minus 10 fac 2, cum vă spuneam, ori mulțim cu minus 1 și este aceeași poveste. Y-ul e 2 și x-ul, dacă y-ul e 2, x-ul va fi egal cu cât? X-ul este egal cu 8. Da. Iată, am găsit rezolvarea așa asta. Deci, vedeți voi, insist, nu este un moft a cuiva să începem să rezolvăm și sisteme. A apărut așa asta cu o problemă din practică, nu? Găinile la un loc, capete sunt 10, iar dacă le numărăm picioare, sunt 24. Și câte găini și câți iepuri sunt? Răspunsul, două iepuri și 8 găini ar fi aici. Dragii mei, așa, astfel de matematică trebuie făcută. Deci acea matematică în care copilul să fie participant la lecții, nu spectator. Astfel de lecții nu se mai întâmplă ca să stai de vorbă, să asculți muzică. Îi spun căștile în urechi și au telefoanele și atunci îi ascultă muzică. Cât urmăresc lecția, cât urmăresc lecția, să nu se plictisească și beau dreptate, se plictisească. De ce să nu spunem? Deci ca să nu se plictisească, ei ascultă muzică. Joacă cărți, joacă șeptic sau ce știu eu, că joacă în timpul orilor acolo, pentru că se plictisesc, nu înțeleg nimic. Și vă rog să vă imaginați ca să stai 50 de minute în bancă, atunci când spre
tristețea lui, profesorul vine și chiar 50 de minute stă în bancă și tu nu înțelegi nimic. Închipuiți-vă o limbă străină, te duce cineva și te lasă o oră să discuți cu cineva acolo, cum să urmărești? Nu urmărești nimic, să te uiți, domnule, te prinde toată tristețea și nu știi ce să faci ca să treacă timpul mai repede. Așa și el la matematică. Din cauza ta, profesore, să nu uiți, și din cauza ta, învățător, tu ești cel de vină care nu știi să faci ce trebuie făcut în timpul lecției respective. Așadar, în momentul de față, am înțeles de ce trebuie să fac sisteme. Am înțeles de ce trebuie să mă ocup să rezolv sisteme. Și haideți să ne apucăm de sisteme acum. Că ele vin din practică și a ști să le rezolvi înseamnă să găsești repede răspunsul la problema respectivă. Deci, începem sisteme. Și apare un capitol cu sisteme. 2x minus 3y egal cu 7 și minus 5x plus 2y, minus 5x plus 2y, egal cu 3. Hai să vedem cum îl rezolvăm pe ăsta. Acest sistem, zicem că eu vin într-o chestie practică, nu știu eu de unde a venit sistemul acesta. Și haideți să-l vedem, să-l rezolvăm. Păi ce faci tu, elev, când apuci cu sistemul ăsta? Păi, are, prin ce vreți să zici, metoda substituției sau reducere? Eu nici nu știu cum să nu-i numesc asta. Dar tare mult aș vrea ca una din ecuații să o facă în legătură cu cealaltă. Nu? Deci, dacă ar fi și la fel și sus și jos, iată, unul cu minus, altul cu plus, mi-ar place așa aduna. Da, da. Între 5 și 2, care ar fi cel mai mic multiplu comun, cel mai mic număr care se împarte exact și la 2 și la 5? 10. Deci înmulțesc pe asta cu 5 și pe asta cu 2. Dar înmulțind-o cu 5, să știți că egalitatea rămâne aceeași, nu se modifică. Necunoscutele aceleași, ca și înainte în noua ecuație, vor verifica. Deci vom avea 5 ori 2, 10x minus 15y este egal cu 7 ori 5, 35. Și cu 2, minus 10x, minus 10x, plus 2, 4y este egal cu 3 ori 2, 6. Ei, și într-adevăr acum, dacă le adunăm, se reduc, adică scap de x, de aici se cheamă metoda reducerii. Da? Și aici vine 4y cu minus 15, face cât minus 11y egal cu 41. De unde y va fi egal cu 41 pe minus 11 sau minus 41, punând dreptul în fracții, supra 11. Și l-am găsit pe y cu y. Cum am găsit pe y? Caut să găsești pe x. Deci iau din nou sistemul, mă duc la el de la început. Și de data asta vreau să reduc pe y ca să rămână x-ul. 3 și 2, 1 cu plus 1 minus. E perfect, 6 va fi. Deci aici cu 2 și aici cu 3. Și atunci ce devine el? După toată povestea asta vine 4x minus 6y egal cu 14 și 3 ori 5 minus 15x plus 6y este egal cu cât? Cu 3 ori 2, 3 ori 3, 9. Și atunci, 4 minus 11, minus 15 și minus 11x se reduc, egal cu 9 și cu 14. 9 și cu 14 face 23. De unde x-ul va fi egal? X egal cu minus 23 supra 11. Dragul meu, că ai lucrat corect, ca să te convingi că ai lucrat corect, n-ai decât să vezi dacă verifică. Deci în oricare din ecuație înlocuiești, trebuie să-ți dea identitate. Și hai să vedem. 2. Deci verificarea.